din tot sufletul ca Maria să fi înțeles că nu ar trebui să mai dea atenție nimănui și nici să mai comunice cu nimeni, pentru că ați văzut că ea a punctat foarte bine în discuția cu Irina și spunea, băi Irina, eu aș fi ținut cont că tu ai vorbit cu mine și știi ce simt, și niciodată nu aș fi, nu aș fi dus discuția în sensul acela, pentru că ți-ai fi dat seama că toate aceste vorbe m-ar răni. Irina nu are empatie și, din contră, ea a făcut lucrurile astea cu bună știință. Ați văzut-o cum era după petrecere. Eu mă întreb de ce nu s-a dat materialul cu ea în baie când râdea de Maria că s-a supărat. Și cum arăta Irina, de fapt la acea discuție. Eu despre asta aș vrea să vorbim un pic, cum arăta Irina când purta acele discuții și cu câtă răutate a făcut-o și cum rădea de Maria că s-a supărat și că s-a deranjat. De fapt, de situație în sine, nu neapărat de ceea ce spunea. De ea, Maria s-a deranjat de situația în sine, că nimeni nu ținea cont că era și acolo, prezentă, și că se vorbea despre anumite lucruri pe care clar ar fi deranjat-o. Dar, în fine, important este că ce nu te omoară te întărește și ei, atâta timp că se țineau de mână și probabil că o să-și Aibă de vorbi și o să-și discute problemele, o să fie bine.